Povestea mea prin București începe prin 2000, când m-ai împins de la spate, m-ai forțat, mai de voie, am ajuns la automatică. După ce un an de zile, cu un an de zile înainte, terminasem în liceu, m-am angajat un an de zile. A fost una din cele mai tare experiențe, nu din prisma banilor. M-am angajat undeva la un liceu în Ploiești, unde îți dai seama că nu câștigam mai nimic, și era o muncă imensă. Pentru că eram între puținii care avea habar ce e la calculator și îți dai seama că jumătate de școală venea la mine să-și printeze ceva la imprimantă sau alte nebunii. Dar acolo am învățat ce înseamnă să câștigi primii tăi bani și vreau să spun că vreo 2 milioane mai valoroase ca alea niciodată n-am să mai găsesc, pentru că au fost primele și mi se păreau oaie de mine ce bani. Și după anul ăla am ajuns în București, student în anul întâi, am venit la început de octombrie în București, habar n-aveam pe nimeni, habar n-aveam pic de București, în afară de regie, nu știam ce înseamnă aia București. Am mers vreo 2 ani de zile, nu știam altceva decât RATB plus personal până acasă, pentru că altceva nu-mi permiteam, și visul meu de atunci, cam un an de zile a mai continuat, a fost să ajung programator la o multinațională, și cum toate multinaționalele de la noi, mă rog, nici nu prea veniseră atunci. De fapt, cea de care se auzise cel mai mult era Microsoft. Deci visul meu și cred că al și părinților era să fiu programator la Microsoft și să ajung eu mare și tare la Microsoft. Între timp, am ajuns, absolut întâmplător, am ajuns la un seminar, un fel de curs al ASEU-ului despre e-business, care dau o amestecătură de internet și de cât de cât niște noțiuni vagi de business, și de acolo am avut parte, să spun, niște oameni extrem de inteligenți, oameni care ne-au pus un pic în balanță, bă, vreți să rămâneți niște fraieri care să programați toată viața până la pensie și pe la vreo 35-40 de ani să vă dați seama că tehnologia trece peste voi și că nu mai puteți avansa și ați capătat acolo, rămâneți, sau vreți să încercați ceva pe cont propriu. Și de atunci am început să-mi încolțească încet, încet în gând ideea de, băi, hai să încerc să fac ceva, să mă apuc să muncesc pentru mine, nu să muncesc pentru alții, știi? Și de la asta am ajuns 3 ani mai târziu, în 2003 am deschis FIBU. Am pornit 4 oameni cu 4 calculatoare obosite și cu făcute pe componente în regie, cum știi și tu că se făcea. Și de atunci ne tot chinuim să învățăm ce e la business. Între timp, în 2007 a apărut și 1-2-3 Flori. De atunci încercăm să vedem ce înseamnă un business offline combinat cu un business online. Parțial, cred că am început să învățăm, dar mai durează până la 15 ani, aia care îi trec eu acolo sus pe bloc, cred că mai durează. Și în esență, cred că cel mai bun sfat pe care aș putea să-l dea unui om este să greșească cât mai mult. N-am avut norocul să mă apuc de afaceri sau de antreprenoriat undeva până 95, când cred că puteai să greșești zi de zi orice, că aproape nimeni nu te taxa. La ora actuală ai o concurență, ai și social media care, dacă faci niște boacăne mai mari, te termină imediat. Dar tot e bine să greșești, pentru că e singurul mod în care înveți cu adevărat. Înțelegi? Eu cred că aș fi putut să citești 100 de cărți de management, de marketing, de orice, până când n-am făcut tâmpenie după tâmpenie și le-am început să le corectez pe parcurs, pot să spun că n-am învățat nimic. Cred că nu devii om de afaceri citind cărți, nu că aș fi eu, nu că aș fi ajuns eu un om de afaceri, nu mă consider așa ceva. Dar nu devii om de afaceri citind cărți, pur și simplu greșind, îți iei 5 șuturi în fund și te ridici a 6-a oară și cu ocazia asta ai mai învățat câte ceva, până când la un moment dat o să fie un șut în fund atât de mare încât pur și simplu o iei frumos în sus și începi să te dezvolți. Deci sfatul meu e: greșiți cât mai mult, învățați din ce greșiți și apoi încercați să nu greșiți a doua oară la fel. Aia e o mare prostie. Să greșești de două ori la fel este prostia maximă, pe care chiar și eu am făcut-o de vreo 2-3 ori. În rest, un alt sfat pe care aș vrea să-l dau, mai ales antreprenorilor din zona online, este să încerce să învețe ce e aia afacere offline. Pentru că mie mi-a luat vreo 3 ani de zile să învăț cu adevărat că orice business încerci să faci nu e de fapt un business online cu adevărat, sau niciodată un business nu va fi online 100%, ci va avea o componentă offline care, pe măsură ce te dezvolți, devine din ce în ce mai importantă. Și ai nevoie să înveți ce e relaționarea cu oamenii în afara calculatorului și messengerului și e-mailului. Trebuie să înveți că dacă vrei să faci un business offline, trebuie să înțelegi și aia componentă online, fiindcă la fel invers, nu te poți descurca
mai ales în vremurile actuale, fără să ai o componentă online, deci din păcate trebuie să le înveți pe amândouă. Și partea proastă e că dacă ești un om tehnic și te pricepi la online, partea de offline e extrem de greu de învățat. Sunt niște mecanisme pe care inițial nu le concepi, sunt niște lucruri pe care inițial tu le iei ca fiind date, ca fiind normale, dar pe care încercând să le aplici pe stradă, să spunem, sunt extrem de greu de aplicat. Eu cred că am avut cel mai mare șoc atunci când am aflat că, de fapt, în România, este doar un exemplu, mail-ul, care este metoda mea principală de comunicare cu clienții în străinătate, în România este o metodă cât se poate de secundară de comunicare, pentru că, în general, telefonul este ăla care îți rezolvă problemele. Ca să nu mai spun că o întâlnire face cât 100 de telefoane. Până am învățat chestia asta, cred că mi-a luat o groază de șuturi și am pierdut o groază de clienți din România care poate ar fi vrut să lucreze cu mine și la Flori și ca dezvoltator web, dar care pur și simplu nu înțelegeau ce e la mail. Nu, frate, noi trebuie să ne întâlnim, trebuie să discutăm. Deci, o chestie foarte importantă, sunați atunci când vreți să vorbiți cu cineva, lăsați mail-urile, mai ales pentru afacerile românești, și învățați și aia relaționarea cu oamenii, învățați și aia să aveți niște angajați care, din păcate, nu se compară ca și cum ai asigna niște task-uri pe un fly spray sau cine știe ce nebunie. Plus de asta, cred că e foarte, foarte important să ajungi să ai o înțelegere a ambelor medii, pentru că astfel devii cât de cât mai complet. Știi? Fără să înțelegi și el la business offline, n-ai practic nicio șansă.